Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua mileul cu modelul ananas, început acum două zile. Și după cum vă amintiți, am rămas la rândul unde am lucrat cele șase piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț, iar apoi între aceste grupe șase ochiuri de lanț. Astăzi voi continua, deci am închis ultimul rând, voi continua cu fir alunecat, încet, încet, voi ajunge în mijlocul acestui prim segment, iar aici voi lucra pentru început 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, apoi firul de 2 ori pe croșet și în corespondența acestui spațiu vom lucra un număr de 13 piciorușe duble înalte. Deci sunt 13, vor sta aici cu siguranță și eu am lucrat deja 4, vom continua singure, ne întâlnim în momentul în care am lucrat aceste 13 piciorușe duble înalte. Am lucrat cele 13 piciorușe duble înalte, acum voi continua cu un număr de 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, firul de 2 ori pe croșet. Mă voi îndrepta în spațiul următor, format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra, așa cum v-ați obișnuit, trei piciorușe duble înalte, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare și vom completa cu celelalte 3 piciorușe duble înalte. Sper că sunteți bine. Aici este un cald teribil. Deci am completat și acest segment. Acum voi face din nou 6 ochiuri de lanț de separare, 3, 4, 5, 6, iar în spațiul următor voi repeta cele 13 piciorușe duble înalte. Deci, în felul acesta vom lucra. În corespondența unui spațiu vor veni lucrate 13 piciorușe duble înalte, în corespondența următorului spațiu cele 6 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț, între fiecare grup avem 6 ochiuri de lanț de separare. De jur împrejur vom avea un total de 10 astfel de motive. Aceste vantai format din 13 piciorușe duble înalte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând și așa cum vă spuneam, am obținut de jur împrejur un număr de 10 grupuri de câte 13 piciorușe duble înalte, separate de grupurile de câte 6 piciorușe duble înalte. Acum am făcut cele 6 ochiuri de lanț, voi închide acest rând în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Deci voi închide cu fir alunecat, apoi cu fir alunecat mă voi îndrepta către cel de-al doilea picioruș. Acum mă găsesc în corespondența celui de-al doilea picioruș, deci am ajuns cu fir alunecat, voi face 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi face un ochi de lanț de separare, de 2 ori firul pe croșet, mă voi îndrepta către următorul picioruș, voi face un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu înalt,
În felul acesta vom lucra un număr de 11 piciorușe duble înalte, separate de un ochi de lanț. Deci, primul și ultimul picioruș dublu înalt din acest grup nu vor fi lucrate. Noi ne întâlnim când vom ajunge aici și vom continua. Am lucrat cele 11 piciorușe duble înalte, separate de un ochi de lanț. Acesta este deja cel de-al doilea rând din modelul ananas. Acum voi continua cu 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de două ori firul pe croșet. Voi intra în grupul următor și voi lucra 3 piciorușe duble înalte în spațiul de separare, în spațiul format de cele 3 ochiuri de lanț, deci 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2 și cel de-al treilea, din nou 6 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, 5, 6, de două ori firul pe croșet și vom intra în următorul grup format din cele 13 piciorușe duble înalte, vom intra direct în cel de-al doilea picioruș și vom lucra exact așa cum v-am arătat, un număr de 11 piciorușe duble înalte cu un ochi de lanț de separare între ele. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând, ați văzut deja partea importantă, acum vom lucra singure. Am ajuns și la capătul acestui rând. Îl vom închide cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi din corespondența primului picioruș. Cu atenție vom face firul alunecat în felul acesta. Aceste două rânduri au fost cele mai dificile, cele mai grele din întreaga lucrare. Acum vom intra în corespondența primului spațiu dintre cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior. Deci firul meu rămâne un pic în urmă, deci nu este chiar atât de bine mercerizat. În acest moment voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Alte 3 ochiuri de lanț care vor fi ochiuri de lanț de separare. După care voi intra în următorul spațiu, voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. În felul acesta vom lucra până la capăt. Deci picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. Le vom face acestea în corespondența ochiului de lanț care separă piciorușele duble înalte din rândul anterior. 2, 3, picioruș scurt, din nou 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Partea cea mai grea am realizat-o deja, nu trebuie să vă descurajați. Bineînțeles, pe măsură ce lucrăm, și lucrarea noastră va prinde proporții, va fi un pic mai largă, dar eu cred că merită efortul. Așa cum vă spuneam în tutorialul anterior, eu am lucrat acest model acum vreo 7 ani în urmă. Atunci, vedeți, am ajuns în corespondența ultimului spațiu dintre cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior. Acum voi face 6 ochiuri de lanț de separare. 3, 4,
4, 5 și cel de-al 6-lea. Lucrez un pic cam strâns și de aceea uneori îmi dă probleme. Așa cum vă spuneam, în momentul în care eu am lucrat acest mileu, nici măcar nu mă gândeam că voi ajunge să fac un canal de YouTube. După cum ați văzut, am trecut în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, dintre cele 6 piciorușe duble înalte din rândul anterior și voi face, așa cum v-ați obișnuit, 3 piciorușe duble înalte. Îmi rămâne în urmă un pic firul, deci 3 piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare, 2, 3, din nou 3 piciorușe duble înalte, în corespondența acelui spațiu. Cel de-al treilea, deci 3 piciorușe duble înalte. Acum din nou voi face 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea, după care voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele duble înalte. Vedeți unde este ochiul de lanț și voi face picioruș scurt, exact cum am procedat, 3 ochiuri de lanț și piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, după care voi trece în următorul spațiu, voi face din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, în felul acesta continuăm pe întreg parcursul acestui rând. Deci noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua lucrarea. Am ajuns și la capătul acestui rând. După ce am făcut cele 6 ochiuri de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț de la începutul rândului, cel ochiul de lanț care corespunde unui picioruș scurt. Așa cum vă amintiți, voi face un picioruș alunecat. Cu piciorușul alunecat mă îndrept către mijlocul primului spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț. Voi face un ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt, urmat de alte 3 ochiuri de lanț de separare, după care, în următoarele, voi face deci un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare. Va fi nevoie să lucrăm cu atenție acest rând, pentru că este foarte important. Nu este atât de greu precum cele două de la începutul modelului ananas, însă este foarte important aici. Din nou. Trei ochiuri de lanț, iar acum voi face ultimul picioruș scurt din acest rând, după care voi face 6 ochiuri de lanț de separare. 3, 4, 5, 6. Deci, pe măsură ce vom lucra, numărul piciorușelor scurte vor scădea. Totdeauna ne va rămâne un spațiu liber de o parte și de cealaltă a lucrării. Spațiul din cele, format din cele 3 ochiuri de lanț. Însă veți vedea pe parcursul lucrării modul în care se desfășoară.
Am ajuns în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, dintre cele șase piciorușe duble înalte. Aici voi face, fiți atente, vă rog, o serie de 1, 2, 3. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Voi continua cu trei ochiuri de lanț de separare, din nou în corespondența aceluiași spațiu, o serie de trei piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt, din nou trei ochiuri de lanț de separare și continuăm cu nouă serie de trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Deci lucrăm în modul acesta pentru că de aici vom începe să diferențiem fiecare parte, componentă a acestui model. Acum voi face cel de-al treilea picioruș dublu înalt, după care voi face, ca de obicei, 6 ochiuri de lanț, 4, 5, 6, 6 ochiuri de lanț. Mă îndrept în acest spațiu al modelului ananas, voi intra piciorul scurt în primul spațiu, facem piciorul scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt, voi continua cu ochiuri de lanț și piciorușe scurte. Lanț, 1, 2, 3, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. Voi insista pe acest model, deoarece este foarte important. De lanț, ultimul picioruș scurt, 6 ochiuri de lanț de separare, 3, 4, 5, 6, de două ori firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra precum în celălalt spațiu, o serie de 3 piciorușe duble înalte, doar aici acest rând este foarte important diviziunea modelului. Trei ochiuri de lanț de separare, ați văzut din nou. O altă serie de trei piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare. Dacă mă auziți că respir așa, să știți că este din cauza căldurii. În casă acum, cu toate, sunt 29 de grade. Este ora 4 și 6 minute dimineața, 29 de grade.
Voi continua din nou, după ce am făcut cele trei ochiuri de lanț de separare, voi continua cu trei piciorușe duble înalte. Insist pe aceste detalii pentru că sunt foarte importante în continuarea lucrării și în faptului că lucrarea trebuie să fie corectă. Deci am făcut din nou seria de piciorușe duble înalte, acum voi face cele șase ochiuri de separare, 3, 4, 5, 6, vedem să fie 2, 4, 6, da. Am ajuns din nou în corespondența modelului ananas. Aici vom face din nou, vom intra în corespondența primului spațiu. Voi închide trei ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt, trei ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt, trei ochiuri de lanț de separare. Voi face tutoriale mai scurte și mai explicite, chiar dacă vor fi mai scurte. Prefer să le fac în felul acesta pentru a reuși să le încarc pe YouTube, deoarece trebuie să încarc totul foarte devreme dimineața, pentru că în timpul zilei rămân foarte des fără internet. Acum nu cunosc motivul exact, fie din cauza fibrei optice la care încă nu au terminat lucrările, fie repetitorii sunt încă în sfârșit. Deci am lucrat și această parte a modelului ananas. Acum vă rog din nou foarte mare atenție, pentru că vom face cele 6, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț de separare și vom intra în acest spațiu în care de data aceasta va trebui să facem 4 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț. Deci 4 grupe. Avem primul grup, 3 ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea grup, va trebui să facem un modul în care toate acestea să stea aici, ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, eu sper să se vadă bine ceea ce fac. Voi împinge un pic acele piciorușe deja lucrate, voi urma cu cel de-al treilea grup de câte 4 piciorușe, de câte 3, scuzați, piciorușe duble înalte, cu gândul la 4 grupe. Exprimam în mod greșit, deci avem 1, 2, 3, așa, 3 ochiuri de lanț de separare, iar acum din nou voi face ultimul grup de 3 piciorușe duble înalte, al treilea picioruș dublu înalt. Rog să fiți foarte atente. Deci în corespondența a două spații, ați văzut, am făcut câte 3
cusere de câte trei piciorușe, duble înalte, separate de ochiurile de lanț. Acum am făcut o serie de patru piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț și voi continua cu șase ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. După care voi lucra în modelul ananas, așa cum v-ați obișnuit. Voi intra în primul spațiu, voi închide 3 ochiuri de lanț, 2, 3, următorul, aici voi lucra un pic mai repede, 1, 2, 3, pentru că vreau să fiu foarte explicită în această parte a lucrării, de ea depinde viitorul lucrării noastre, în felul acesta. 1, 2, 3, picioruș scurt, deci plecăm cu picioruș scurt, 3, din nou picioruș scurt, 1, 2, 3, plecăm cu picioruș scurt și ne oprim cu piciorușul scurt, aici în modelul ananas, din nou 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț de separare, după care în acest spațiu vom lucra din nou această serie de câte 4 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț. Acum vom lucra singure, pentru că v-am spus ceea ce este de făcut, după care ne întâlnim să continuăm. Am lucrat cea de-a doua serie de câte 4 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț. Cele 6 ochiuri de lanț de separare, acum voi intra în modelul ananas, voi închide aici primele 3 ochiuri de separare, deci vom lucra modelul ananas, așa cum ați văzut până acum, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare. Aici, ultimul picioruș scurt, 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet de 2 ori, iar acum, în corespondența acestui spațiu, voi face din nou acea serie de 3 grupe, piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Deci 3 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte. Le-am lucrat deja la începutul acestui rând. Acum le vom lucra din nou. Doar 3 grupe de această dată. 3 ochiuri de lanț de separare. Din nou, cea de-a doua grupă de câte 3 piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare. Vom împinge un pic piciorușele în felul acesta. Insist pe anumite detalii pentru a vă ușura munca.
apoi cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, deci am făcut din nou această serie, 6 ochiuri de lanț de separare, 3, 4, 5, 6, după care voi intra și voi lucra acest model la ananas. Deci voi intra în primul spațiu, face, voi închide acesta, va ține locul unui picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, picioruș scurt, vom continua singure, ne vom întâlni aici și vom continua din nou. Am lucrat modelul ananas, cele 6 ochiuri de lanț de separare. În următorul spațiu voi lucra din nou cele 3 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Deci, acum știți cum trebuie să lucrăm, le lucrăm singure. Deci, primul grup, 3 ochiuri de lanț de separare, apoi 1, 2, 3. Și vom continua singure cu celelalte două grupe, apoi ne vom reîntâlni. Am lucrat și această grupă de câte 3 piciorușe, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Acum voi face 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț de separare, voi intra în modelul ananas cu primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, vom continua cu piciorușele scurte, cu 3 ochiuri de lanț, deci vom lucra modelul ananas, ultimul picioruș scurt va fi aici, noi ne vom întâlni pentru a continua. Lucrăm singure, acum știți cum se lucrează. Am încheiat modelul ananas, voi face cele 6 ochiuri de lanț de separare. 6, firul pe croșet. În următorul spațiu vom face din nou cele 3 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Primul grup l-am lucrat deja, 3 ochiuri de lanț și vom continua în corespondența aceluiași spațiu cu alte două grupe de câte, 3 piciorușe duble înalte. Deci am lucrat din nou acel grup format din câte 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, 6 ochiuri de lanț de separare. Acum voi intra și voi lucra modelul ananas, așa cum ați văzut până acum. După care voi face cele 6 ochiuri de lanț de separare și ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci, modelul ananas. Trei ochiuri de lanț de separare aici. Piciorul scurt. Piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, piciorușul scurt, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, după care, în corespondența acestui spațiu, vom face din nou un grup de cât? De 4
o serie, de fapt, de câte patru piciorușe duble înalte. Așa cum am lucrat aici, patru piciorușe, patru grupe de câte trei piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț, să nu mă încurc în cuvinte. Deci aici vom face... Acesta este din nou un punct foarte important. Deci avem două. Primul grup de trei piciorușe înalte, trei ochiuri de lanț. Cel de-al doilea grup. Alte trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț, din nou împingem piciorușele în felul acesta pentru a crea spațiu. Voi face o altă serie de trei piciorușe duble înalte, aceasta este cea de-a treia serie. Trei ochiuri de lanț și din nou ultima serie de trei piciorușe duble înalte, deci în corespondența acestui spațiu avem o serie de câte patru grupe, să le numim așa, de câte trei piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, 4. Continuăm cu 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6. Modelul ananas, pe care îl lucrăm singure, deci intrăm cu piciorul, facem piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare și continuăm singure. Am lucrat modelul ananas, cele 6 ochiuri de lanț de separare. Acum, în următorul spațiu, voi lucra din nou acea serie de câte 4 grupe de 3 piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Deci și aici vom avea 4 grupe de câte 3. Primul grup am format, celelalte trei grupuri le lucrăm singure, deci în corespondența aceluiași spațiu vor fi din nou patru grupuri de câte trei piciorușe duble înalte. Deci am încheiat și această nouă serie de câte patru grupuri de trei piciorușe duble înalte separate de trei ochiuri de lanț. Am făcut cele 6 ochiuri de lanț de separare. Aici vom lucra modelul ananas, așa cum v-ați obișnuit. Piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare și piciorul scurt, din nou, în următorul spațiu. Acesta este din nou repet, unul dintre rândurile cele mai lungi și cele mai importante. Piciorușe scurte și câte trei ochiuri de lanț de separare. Doi, trei, ultimul picioruș scurt în această serie, 6 ochiuri de lanț de separare, 3, 4, 5, 6. Iar aici vom intra și vom forma ultima serie de câte 3 grupe de piciorușe duble înalte.
ei, trei ochiuri de lanț. Și în interiorul aceluiași spațiu vom continua singure, celelalte două grupuri de câte trei piciorușe duble înalte. Am lucrat și această serie de câte trei grupuri de trei piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț. Voi face cele șase ochiuri de lanț de separare și voi intra în primul spațiu din modelul ananas. Voi continua să lucrez acest spațiu, trei ochiuri de lanț, piciuruș scurt, trei ochiuri de lanț, 2, 3, piciuruș scurt, trei ochiuri de lanț, piciuruș scurt. Vom continua până la capătul modelului. Am ajuns la capătul modelului ananas și voi închide totul aici, pentru că practic am încheiat acest rând, practic, dar și teoretic. Ajunse în acest punct, eu mă voi opri, iar apoi în următorul tutorial, din nou, pas cu pas, vom continua lucrarea noastră. Deci voi reveni cu continuarea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În cazul în care nu ați înțeles ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Eu vă voi răspunde cu plăcere. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un comentariu, un like, un share, cine dorește să distribuie. Așa cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți mereu alături cu cuvinte frumoase, comentarii care mă umplu de bucurie. Vă doresc din nou o zi minunată și ne vom reîntâlni pentru a continua acest minunat tutorial. La revedere, vă salută Tatiana!